O nouă rundă de discuție între reprezentanții blocului Acum și PSRM a eșuat, astfel Partidul Socialiștilor din Republica Moldova nu a dat curs invitației blocului Acum pentru a examina proiectele de lege și formarea noului guvern. După ce i-au așteptat pe socialiști mai mult de un sfert de oră, deputații Acum au ieșit în fața presei și au declarat că sunt gata să ofere socialiștilor funcția de președinte al Parlamentului. Noi ca atare am așteptat azi pe reprezentanții Partidului Socialiștilor, desigur, să vorbim în primul rând despre proiectele care au fost depuse de blocul Acum, precum și despre alte proiecte anti-oligarhice și sociale din partea PSRM, dar n-am vrut să fugim nici despre problema organelor de lucru ale Parlamentului, care este un instrumentariu important pentru a depăși prima etapă foi de parcurs privind deoligarhizarea. Noi azi am vrut să spunem tranșant și părere de rău, iată, vorbim acum cu presa în loc de socialiști, că niciodată nu ne-am ținut de funcție. Nu ne interesează funcțiile ca atare. Funcțiile, repet încă o dată, este doar un instrumentariu pentru a realiza agenda oamenilor. Și azi noi am vrut să spunem că Andrei Năstase nu se ține de funcție. Noi avem nevoie, blocul Acum are nevoie de această funcție pe o perioadă scurtă. Deocamdată socialiștii nu au răspuns la această ofertă.